Până una alta, de aici din studioul 3, Leonard Miron, în numele echipei care va fi alături de dumneavoastră la cumpăna dintre an, vă spune bună seara, bine că ați acceptat invitația la balul și reveionul televiziunii și vă promit de aici din studioul 3 o mulțime de surprize, atât pentru dumneavoastră cât și pentru noi, să sperăm că pentru noi nu vor fi chiar atât de multe. Și pentru că întotdeauna șeful trebuie să ia cuvântul, permiteți-mi să-l invit în fața camerelor de luat vederi pe domnul director general al Televiziunii Române, domnul Paul Everac. Ia să vă duc. Să vedem dacă se aude sau ba. Să ne facem cruce și să dăm drumul la ce am pregătit și poate și la ce n-am pregătit. Aducem astfel indirect un elogiu libertății, care firește nu va fi tot una cu anarhia, va fi o libertate controlată, fără multe deplasări și cu economie la fumat. Dionizos va umple paharele, dar va stăvili excesele. Vom închipui ceva cât mai aproape de viață, căci televiziunea este un rezumat al vieții, ușor prefăcut. Iar viața, ce să zicem că e viața, domnule Leonard Miron? Să încercăm a da o definiție de aici din studioul 3, un motto pentru tot ceea ce se va întâmpla în acest studio, ținând cont că permanent pendulăm între a ști totul și a nu ști nimic. Viața este o informație, suntem un computer care din păcate are sentimente și resentimente, un computer care întotdeauna a știut ce trebuie să facă, pentru că din nefericire oamenii rămân oameni. Sau poate din fericire. Iar de aici, din studioul 3, viața rămâne o informație. Să vedem pentru doamna Marina Almășan din studioul 2 ce e viața. Pe lângă foarte multe alte elemente, la definiția lui Leonard Miron eu adaug, viața este opțiune și vom încerca în această seară să o dovedim de aici, din studioul 2. Domnule Horia Brenciu din studioul 1, ce e viața după dumneavoastră? Pentru noi, cei din studioul 1, viața este hazard, domnule director general. Altfel, astă seara n-aș fi fost aici și nici nu v-aș fi putut spune, dragi oaspeți, bine ați venit și bună seara! E un hazard că cineva de la televiziune s-a gândit să facă revelionul aici și este un hazard că tocmai dumneavoastră ați venit aici. Jocurile noastre și ce e viața decât un joc, concursurile noastre și ce e viața decât un concurs, hazardul nostru și ce e viața decât un hazard, până înainte un oarecare prag de cultură, de înțelepciune, de talent, de gust. Așa vom face și astă seară, când va trebui să alegeți dintre felurile de mâncare, să ghiciți specii de vin, să vă arătați meșter în epigrame sau în elocință. Dați-mi voie să susțin formula lui Pascal, hazardul este primul ministru al norocului. Cineva poate veni singur la acest revelion și poate pleca cu o suită întreagă, dar să nu uităm reversul medaliei. Să ne bucurăm că sunteți cu noi și să ne dorim să intrăm cu toții într-un an nou mai fericit. Și pentru că în studioul 3 deja s-a trecut aproape de prima gustare, este cazul să cedăm legătura studioului 2, unde colega mea Marina Almășan, nostalgică încă după redacția Jocuri și Concursuri, ne-a pregătit o surpriză, un concurs. Marina, ceaiul de la ora 11 îți aparține. Acesta este juriul concursului. Concursul a început, așteptăm epigramele dumneavoastră și aici, direct la noi și la telefonul pe care vi l-am anunțat. Predăm legătura lui Horia Brenciu în studioul 1. Iată-ne din nou studioul 1, un studio care se anunță astăzi a fi probabil unul dintre cele mai tari. Șampaniile se destupă, lumea e mâna tremurândă pe pahare, se apropie miezul nopții, stimați telespectatori, încă 15 minute până la miezul nopții. Mai are cineva ceva de spus pentru acest an? Nu mai are nimeni. Vă rog, studioul 5. Stimați telespectatori din holul radio, din holul televiziunii, Elena Lazarin și Adrian Cristea vă urează bună seara și bine ați venit la revelionul care se organizează acum în hol. E adevărat că aici în hol nu avem mese, în schimb avem discotecă și vom mai avea mai târziu un moment care sperăm să concureze
și el la rândul lui pentru titlul de cel mai fierbinte moment al acestei nopți. Este vorba de tombola Revelionului. În afară de discotecă, în afară de tombolă, mai avem aici printre noi și pe cei doi invitați ale căror replici acide le-ați auzit ceva mai devreme. Apropo, Elena, ce părere ai despre acești doi invitați? Sinceră să fiu, cam bârfitori. Mi se par chiar cârcotași. Și ușor răutăcioși. Deși nu este cazul, pentru că în noaptea de anul nou nu avem voie să fim răutăcioși, nu avem voie nici măcar să fim triști. Poate un pic așa, pentru că mai trece un an. Dar este un moment scurt de tristețe, pentru că după aceea trebuie să ne revenim, să avem o atmosferă, să creăm o atmosferă cât mai plăcută, atât pentru noi, cât și pentru ceilalți. Doamna negru nu prea, doamna blondă negru de la cu dumneavoastră vorbesc, nu prea sunteți încântată de varianta de cântat, nu? Nu, atunci, domnul director general, cu tableta muzicală, ați încercat o variantă? Numărul vi l-ați făcut? Permiteți-mi să observ acum, la masă, pe maestrul Pompei, Hrășteanu. Vă propun, dragi telespectatori, în minutele următoare, un moment, spun eu, sensibil. Noaptea de anul nou, un inimos grup, el se numește Românul, face parte din Doina, ansamblul Doina al Armatei, un grup sensibil care va lansa în curând un disc și care în această primă noapte a anului 1994 vă va oferi două sensibile colinde. Grupul Românul. Vă vorbeam în această seară de foarte, foarte multe concursuri, vă vorbeam de concursuri propuse, din păcate numai spectatorilor, încă nu am învățat regula jocului pentru acasă, nici măcar la Robingo, dar la jocurile pe care noi vi le propunem în această seară. Deci urmează un concurs de mâncare. Despre ce este vorba? Veți avea ocazia să urmăriți câteva preparate culinare, spera la fel de gustoase pe cât de aspectoase. Ele sunt oferite în această seară de nume celebre în agenda gurmanzilor. Este vorba de Disco Herăstrău, restaurantul București, Casa Odobești, restaurantul Doi Cocoși și restaurantul Carelis. Regulamentul este simplu. Vom începe acest concurs aici, în studioul 3, urmând să-l continuăm în celelalte două studiouri, deci în studioul 2 și în studioul 1. De aceea am să o invit în scenă pe colega mea, Beatrice, care mă va ajuta să aflu cine sunt membrii juriului, pentru că avem și un juriu, deci trebuie extrasă din urnă. Între timp încercăm să vă menținem atenția de aici din studioul 3, descoperind undeva la o măsuță într-un colț o altă voce de aur. Este vorba de domnul Ion Dichiseanu. Voce de aur? Nu sunt voce de aur. Nu sunt, nu am eu veleitățile astea. Nu. Acum, am eu. Mulțumesc, la mulți ani. La mulți ani. Bine ați venit la balul televiziunii și am vrea să știm în ce calitate. În calitate de actor, în calitate de showman sau în calitate de cântăreț? Ar fi bine și recomand pentru toți actorii mai tineri să îmbrățișeze această profesie de showman. De fapt, ce este un showman? Un showman unde cânti, dansezi. Sigur, eu n-am să le fac pe toate pentru că timpul nu ne permite, ne că altfel permite. Am încercat. Normal. Nu? Chiar aș fi de acord să primesc o meditație în direct la balul televiziunii. Te rog, ia loc. La masă că și am stat cu mine. Dacă vă mai aduceți aminte, acum un an, din studioul 3 s-a dat semnalul de începere al balului televiziunii. Acum un an, în studioul 3, am ridicat prima cupă de șampanie în cinstea nou-născutului 1994 și iată, după un an de la primul moment transmis în direct de aici, din studioul 3, este cazul să punem punct programului de Revelion. Și cum poți pune punct unui program de Revelion decât dansând perinița? E bine, este un moment teribil de dificil și asta pentru că întotdeauna când este vorba de dans, când este vorba de urcat în vervă pe scenă și de început
să dansezi, întotdeauna toată lumea are o mică reticență. Așa că am să fac un gest nu tocmai politicos pentru o gazdă și am să aleg eu pe cei care vor trebui să înceapă acest dans. Desigur, în loc de batiste, nu avem atât de multe batiste, sunt destule lacrimi de șters după această noapte de anul nou, am ales ceva inedit. Deci, iată să vedem cine va începe perinița, un posesor de barbă, dumneavoastră, deci cu această șuviță veți începe perinița, vom găsi și următorii parteneri. Nu, vă rog, nu plecați, v-am ales pentru primul moment al periniței, vă rog, doamnă. Și încă o doamnă blondă care nu a vrut să ne cânte, dar va trebui să ne danseze. Și atunci este cazul să ascultăm muzica și să începem să dansăm perinița pe ultima sută de metri a celei mai lungi nopți a anului, 1993-1994. O să ne descurcăm și fără dânsul. De data asta, măcar. Putem lua decizii și fără domnul Serafim? Putem face talk show și fără domnul Tatulici? Se poate. Da. Putem da știri dubioase și fără domnul Roșianu? Da. Domnilor, a venit momentul să facem bilanțul pentru ceea ce s-a petrecut astăseară. Și să ne pregătim cu toată seriozitatea pentru anul 1994.